Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de World Thunder. Hai să vedem ce putem face astăzi. Și înainte să începem, vreau să vă zic că în descriere aveți un link prin care vă puteți înregistra. Eu o să joc împreună cu abonații destul de des și o să fac și pe live stream World Thunder. Deci în cazul în care vreți să jucăm împreună, înregistrați-vă pe linkul de mai jos, adică din descriere, și asigurați-vă că domnul a dat jocul. Înainte să filmez, am mai jucat 3 meciuri de World Thunder off-camera și am zis, bă, hai să și filmez, nu eram sigur dacă vreau să filmez, pentru că știu că nu vă place extrem de mult, dar nu contează, o să filmez, adică cui place se uită, nu? Până la urmă. Și da, pentru cei care nu știu, eu joc din când în când World Thunder și off-camera, chiar dacă poate unii n-o să creadă așa ceva și o să fie, wow, Max, și off-camera, World Thunder... Probabil cei care au domnul a dat jocul și s-au înregistrat și m-au la prieteni, numele meu Max și altele YT, probabil știu că mă văd online destul de des. Bine, nu 10 ore pe zi, dar cred că zilnic intru câte o oră, două. Oh my god, am murit destul de repede. Cred că zilnic intru câte o oră, două, bine, nu chiar în fiecare zi, pentru că dacă luăm așa nici Minecraft nu joc, poate chiar în fiecare zi, și nici CSGO nu joc chiar în fiecare zi, dar ați înțeles o idee, joc destul de des World Thunder. Și chiar îmi place. Chiar e un joc fain pe care recomand să jucați. Și da, am văzut că nu e prea apreciată seria asta, știu. Și foarte multă lume face hate la seria asta și foarte multă lume comentează despre seria asta, dar noi cei care vrem să jucăm suntem aici și ne uităm și la episoade. Adică voi vă uitați la episoade, sper. În cazul în care vreți, ok, ăla a murit aparent fără să-l atac eu. Fuck that, pleacă de aici. Vrei, cine vrea să mă atace din partea asta? Nici măcar nu știu. Hai să ridicăm puțin viteza și să mergem pe tipul ăsta. Perfect. Perfect, am dat hit. Bă, din păcate doar un hit, ceea ce nu e bine. Ok, am luat assist. E ok cu assisturi. Și da, fraților, nu știu, mă gândeam să încep să fac livestream-urile pe Twitch din de luni, probabil. Deci așteptați-vă la multe livestream-uri pe Twitch. Pleacă, mă, vrei să ne prăbușim amândoi sau ce? Asta e o metodă destul de șmecheră. Când te urmărește cineva, zboară în sus. Și după într-o parte random și o să te piardă. Critical speed, push, no stun. Ok, avem viteza prea mare, bănuiesc, sau ceva de genul ăsta. Hai să-l urmărim pe tipul ăsta. Hai să-l urmărim pe tipul ăsta. Ok, destul de nice. Really nice. Și am spus că am început să aplaudez iar mai multe clipuri pe zi, 3 clipuri probabil în fiecare zi o să fie, iar în unele zile o să fie 4, uite, de exemplu acum că pun War Thunder, am pus alte 3 clipuri pe lângă War Thunder, ceea ce zic eu că e super, super fain și nu cred că trebuie să fiți unii dintre voi supărați de faptul că nu pun doar Minecraft sau ceva, pentru că până la urmă e un canal de gaming, nu neapărat doar de Minecraft, dar oricum, tema de bază e Minecraft, vă dați și voi seama, și trebuie să recunosc că Minecraft e jocul care îmi place foarte mult. Și nu sunt genul ăla de persoană care să fie ceva gen Minecraft, trebuie să filmez prostia asta, nu. Chiar îmi place Minecraft și chiar îl joc din plăcere și nu vă mint cu nimic. Și da, chiar e un joc pe care îl joc plăcere și o să-l joc probabil mereu cu plăcere atâta timp cât o să fie update-uri și o să fie minigame-uri noi și o să fie nu neapărat update-uri de la Minecraft, cât update-uri de la servere, vedeți. Minigame nou pe iPixel, minigame nou pe Mineplex și chestii genul ăsta. Și credeți-mă că îmi place foarte mult Skywars, un mega Skywars de pe Hypixel, am mai jucat de câteva ori off-camera. Și am intrat și am jucat pe serverele din Germania. O grămadă de nebunie am făcut off-camera, dar nu contează asta. Da, oricum, să nu uitați să vă înregistrați pe War Thunder, pentru că o să anunț pe Facebook și poate o să pun și un clip special pe YouTube în momentul în care o să filmez data viitoare. Vedem noi. Și da, abia aștept să joc alături de voi și sper să facem lobby de 32. Nu știu, aș vrea să fiți mulți online atunci și să facem un lobby de 32 de playeri. Am făcut odată, însă trebuie să vă anunț gen dinainte și eu filmez la ore gen random, adică nu prea știu la ce oră aș putea filma, pentru că trebuie și să pot, pentru că nu sunt mereu acasă, vă dați și voi seama. Și dacă vă zic astăzi că o să filmez la 10 seara, s-ar putea la 10 seara să fiu plecat, pentru că se mai întâmplă să mai ies și chestii și... Vă dați și voi seama că nu-s mereu la orice oră acasă, pentru că, da, youtuberii mai au și viață reală, pentru cei care se întreabă. Și nu, să nu vă imaginați că, oh, am luat assist, păcat, pentru că n-am luat kill, dar e bine și așa.
Unii își imaginează faptul că youtuberii, pentru a filma clipuri pe YouTube, trebuie să-și sacrifice toată viața socială. Nu e așa, frate. Ca să filmezi 3 clipuri pe zi pe YouTube, îți ia undeva la o oră. Plus randat, plus aplaudat, să zic 3 ore cu toate chestiile astea. 3 ore pe zi nu-i atât de mult încât să nu mai poți face și alte chestii. Eu, de exemplu, filmez după 12 noaptea, până pe la 2-3 dimineața, ceea ce nu-i tocmai bine, uneori filmez și mai repede, trebuie să recunosc, dar... Uneori cam la orele astea, uneori când mă trezesc, uneori pe la ora 2-3 după masă și postez mai seara, ceea ce nu vreau să se mai întâmple pentru că vreau să uploadez episod la 7 dimineața în fiecare zi și ați văzut că astăzi am reușit să uploadez și sper să reușesc și mâine, deci... Fucking hell! Nu mai am respawn-uri sau? Nu mai am respawn-uri, fraților. Oricum, a fost un match foarte scurt, de fapt nu foarte scurt. Un match în care am încercat să câștigăm. Acum o să închid episodul pentru că nu vreau să vă lungesc foarte mult cu episoade foarte lungi din War Thunder, dar... De fapt, hai să mai jucăm un joc, adică un match, pentru că am chef să joc și o să joc și cine se uită, se uită, cine nu se uită, nu se uită, înțelegeți? Adică eu nu mă duc pe principiu, uite, trebuie să pun un episod neapărat doar să se uite lumea. Cine vrea până la urmă se uită, cine nu, nu, pentru că noi nu obligăm aici pe nimeni, nu? Adică, nu știu, unii se simt poate forțați să se uite și la alte chestii în afară de Minecraft și Minecraft și alte nebunii, dar nu, frate, până la urmă, dacă vreți, vă uitați, dacă nu, nu, adică, e logic, nu? Oricum, mie mi-ar face foarte mare plăcere să uitați și la alte jocuri pe care le aplaudez și îmi pare bine că o prins atât de bine serii pe cum Agar.io și CSGO și chestii de genul ăsta la mine pe canal. Și da, oricum, o să postăm și alte nebunii, dar oricum, Minecraft probabil o să fie zilnic, adică... Clar o să vedeți măcar un episod de Minecraft într-o zi. Măcar unul. Dar probabil două în fiecare zi. Sau trei. Ok, challenge 5 ăsta am impresia că o da join pe mine că e cu verde. Nici nu știu. Dar nu asta contează și uitați-vă ce ceață e. Se vede că e dimineață. Da, filmez episodul ăsta dimineața. Deva la 9 dimineața sau ceva de genul ăsta. Nici eu nu știu. Și da, oricum dacă vă înregistrați să mă adăugați la prieteni. Max și altele YT. Nu știu dacă v-am mai zis, dar probabil v-am mai zis. Dar aș vrea foarte mult să vă am pe toți la prieteni, de fapt să mă aveți voi toți la prieteni și să mă contactați în momentul în care mă vedeți online pe joc. Ok, bro. We are gonna end this really fast because I wanna kill you all. Vreau să omor pe toți. Nu știu, probabil vi se pare ciudat când vorbesc engleză, adică când zic unele chestii în engleză. Eu, de exemplu, mă uit la un YouTuber români. Și când zic chestii în engleză, mi se pare foarte awkward, ceva gen, bă, ăsta e român, de ce zice engleză? Probabil așa gândiți și voi. Bine, nu gândesc cu răutate, pentru că nu sunt hater la niciun YouTuber din România. Și chiar dacă poate m-am certat cu alții sau chestii, nu sunt genul de persoane care să stea și să ituiască și să vorbească de alte persoane. Am văzut YouTuber români care, în loc să-și vadă de treaba lor, zic ce părere ai de Max și altele, imatur. Nu știu cine e mai matur, frate, eu care îmi văd de treabă sau tu care vorbești despre mine. Și toate chestiile astea le văd pentru că foarte mulți abonați, în momentul în care, de exemplu, un YouTuber mai mic sau mai mare, nu contează, zice ceva de mine într-un videoclip sau știu cu părerea, toată lumea îmi trimite mail-uri, mesaje pe YouTube și toate chestiile astea. Nu-mi plac chestiile astea, nu-mi place să vină unul să-mi zică, uite, nu știu cine a vorbit despre tine de rău. Bă, până la urmă, dacă e atât de imatur și, nu știu, ratat, să zic așa, încât să vorbească despre mine de rău sau să-și dea cu părerea despre mine o părere negativă fără să mă cunoască, poate să facă asta, nu mă deranjează. Ok, să ne accelerăm puțin pe W. Trebuie să vedeți ce repede ne apropiem de tipul ăsta. No, nu o să se întâmple azi. My friend, nu vreau să mor atât de repede. Chiar nu vreau să mor. Cred că tipul ăla e abonat. Challenged Chimp. În cazul în care ești abonat și ai dat join pe mine, ceea ce se mai întâmplă uneori. Și mă bucur că se întâmplă și sper să mă adăugați toți la prieteni, Max și altele, YT și să dați toți join pe mine când mă joc off camera sau când filmez. Nu contează. Și da, îmi pare rău pentru că am filmat, de fapt nu, am jucat cu unii dintre voi și ați avut impresia că am filmat, dar de fapt eu jucam fără să filmez. Și îmi pare rău pentru chestiile alea, adică n-am postat niciun episod și probabil voi vedea, voiați să vă vedeți în episoade. Dar na, ce să facem, se mai întâmplă. Ok, vreau să-l omor pe tipul ăla. Hai mă, că e foarte low. Bă, e foarte low. Trebuie să moară. Ok,
I-am dat un hit destul de bun. Se termină cu lanțele. Fuck this. Oh my god, pe bune. Pe bune. Ah, ok, bun, nu mai putem. Avem doar două respawn-uri aici. În fine, oricum, cam atât cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut și veți în continuare episoade, nu uitați să-mi scrieți. Chiar dacă voi nu vedeți toate comentariile, doar cele pe care eu o să le aprob, nu înseamnă că nu le văd pe toate, vă văd orice comentariu lăsați. Dar am restricționat, să zic, accesul la comentariile mai nașpa. Adică o să accept doar comentariile care sunt pozitive, pentru că foarte multă lume comentează de rău la seria asta și nu vă place și înțeleg că nu e tocmai jocul vostru favorit, dar nu v-am obligat eu să vă uitați. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa!